Bună ziua, luați loc. Mulțumesc, bună ziua. Inițialele. Paie. Ce paie? Inițialele. Partoș Andrei Eugen. Da, profesia. Turnător. Cum așa? Ce turnați? Torn gaz. Gaz pe foc! De paie! O emisiune de Sars Cântei. Paie! Bun găsit, dragi prieteni! Nu v-am anunțat din timp pentru că nu știam sigur dacă avem răgaz până la începerea meciului să stăm puțin de vorbă, să tragem concluziile după emisiune, să extragem ce avem de extras din finalul de săptămână și la începutul de săptămână. Am înțeles că mâine avem iar un fel de eclipsă, îmi spune Iulia că... Totală de lună. Ați auzit, totală de lună. Până în 2025. Deci eu de câte ori e eclipsă mă duc să mă mai operez puțin. Așa se nimerește. Așa că dacă nu o să avem joi sau dacă vineri nu va fi emisiunea integrală, va fi cu siguranță, dar nu așa cum vă așteptați, să nu vă îngrijorați, probabil că va trebui să stau așa cu un picior mai sus și atunci dacă e incomod, mai bine stau acasă și facem așa cum am mai făcut și altă dată, așa că să n-aveți grijă în această direcție. De asemenea, constat că aceiași oameni sunt cei care fac propuneri muzicale în continuare, ceea ce nu e bine, nu e bine nu pentru, din punctul lor de vedere, ci nu e bine pentru ansamblu, pentru că, din câte am observat, rubrica By Request chiar vă face plăcere. Dar nu știu dacă vă dați seama cât mă chinui ca să o fac să sune rotund, adică să nu fie nici repetitiv, să fie și inedit, să se mai bucure câte unii, ia uite dom'le o piesă pe care n-am auzit-o. Deci este practic un serviciu pe care îi faceți unul altuia. Dacă sunt mereu aceiași oameni, logic că la un moment dat amintirile fiecăruia dintre voi se duc, se seacă, nu mai sunt. Și nu e o soluție fericită să ne ducem acum să vedem, hai să văd ce casete am avut eu prin anii 80 să-mi pun câteva piese de acolo. Cam impresia că sunt unii care așa și fac. Deci, nu e o soluție fericită. Dacă n-aveți, n-aveți, dar eu speram să fie tot mai multe și mai diverse propunerile pe care voi le faceți. Dacă au ajuns la voi notificările pe care le-am lansat prin YouTube și prin cealaltă cale, atunci este foarte bine. Uite, Sorina Hers este pe fază. Mihai Sergiu Munteanu este și el pe fază. Lala Roxana e pe fază. Noroc cu YouTube care trimite notificare că Facebook-ul nu mai vrea. Așa este, Facebook-ul ne persecută. După cum bine știți, noi am vrea să avem invitați la distanță în emisiune și ne e greu. Acum o să încercăm și o să începem să facem cu invitații în studio. Îi chemăm aici, da. Dacă vor. De exemplu, ieri am avut musafiri, speciali pe Sylvain Ode cu feciorul și au stat cu noi cât o oră, două, nici nu mai știu. Două ore așa. Nu ne-am propus să facem din nou o transmisie pentru că am zis că să nu vă deranjăm, dar am primit autografe și ne lăudăm cu ele. La comun ni le-a dat ca să nu se mai obosească, n-avea omul două rânduri, deci este și pentru Iulia și pentru mine la un loc, la ambele cărți. Cei care le-ați luat, cred că v-ați convins că nu e păcăleală, adică merită să ai aceste cărți. Iar cei care nu le-ați avut, mergeți pe mâna noastră, că de obicei nu v-am recomandat lucruri dezagreabile. Așa cred eu. Cel puțin la capitolul cărți au fost lucruri simpatice și plăcute. Întâlnirea a fost una cât se poate de bună, de umană. Tânărul de numai 5 ani jumate a fost foarte cuminte, i-am dat mașinuțele lui Andrei și s-a jucat cu ele, n-a avut nicio treabă, n-a venit peste noi, nu a avut făcut. Un model de copil, ce să mai zic. Relu Chertic ne salută și el, Irina Șandor ne salută, Lavinia spune, acum au ajuns notificările. Prima dată au ajuns notificările pe YouTube și apoi pe Facebook. Cecilia Peclovici este cu noi. Știu că așa se întâmplă, adică știu, aflu de la voi. De exemplu,
în semn de protest față de felul în care funcționează Facebook-ul și, și presa română, azi am hotărât să nu mă bărbieresc. Mă bărbieresc mâine ca să în cinstea eclipsei de lună. Am zis că trebuie să am un motiv să fac. Întâlnirea noastră de sâmbătă, vineri spre sâmbătă dimineața, a fost una cât se poate de plăcută. Cei doi soți au fost și tonici și foarte simpatici și deschiși. Se pare că prezența lor în studio de la Radio România Actualități a fost de bun augur pentru echipa Steaua, pentru că, iată, au bătut cu 3-1, putea să fie și vreo 5. Putea, și 6. Putea. Nu m-ar fi deranjat deloc, pentru că prea mult au chițăit unii și alții că asta e o echipă terminată. E adevărat, nu e încheiată, adică n-are e o echipă fără cap. Dar neavând cap, are picioare și are energie. Și iată că o echipă fără cap și, zic unii, fără tradiție, a ajuns să aibă cele mai mari cifre de prezență pe stadion. Mai exact 31.000 de oameni au fost la acest meci, care altfel n-ar fi trebuit să conteze dacă ne luăm după statistică și după specialiști, nu? Adică Steaua era la pământ și e la pământ, iar Rapidul era acolo pe primele 3 locuri și n-avea cum să nu îi bată. Derby. Da, mare derby, da. Bun, sigur, putem să-i spunem derby. Și steliștii vechi consideră că derbiurile bucureștene au fost întotdeauna cu Rapid și cu Dinamo. Acum că Dinamo și-a luat o pauză de câțiva ani, au rămas Rapidul. Da, să fim serioși. Rapidul e nou calificată, să nu uităm aspectul ăsta. Să nu uităm aspectul ăsta și totuși, trebuie să spunem că Rapidul a devenit derby mai încolo, așa, nu așa că era el derby. Derby a fost cu Dinamo. Da, e adevărat, punct. E adevărat, dar acum a devenit și cu Rapidul, ce să facem? Iulia, să te bucuri de sabia ta și să scrii în continuare. Mulțumesc. Da, acum n-am vrut să amestecăm toate informațiile, dar într-adevăr povestea echipamentului ei este că se poate de spectaculoasă. Stai, dar aveam aici să arăt ce am primit de la Carmen. Și așa tu ai primit ceva. Am primit și eu ceva pe, de la Carmen. Da, pe cum? Tu mă întrebi pe mine când l-ai pe gât. Sper. Da. Deci, Carmen, pentru că am primit 30 de ani de activitate și știți bine că a spus în emisiune că ar fi vrut să aibă un concert de aniversare, a pregătit pentru toți viitorii musafiri ai concertului câte un cadou. Și Iulia a primit un lănțișor cu 30, care de fapt este, se confundă și cu infinitul. Da. Și eu am primit butoni, adevărat că nu mai am cămașe cu butoni, dar nu contează, o să-mi cumpăr dacă altă soluție n-am, dar e un gest cât se poate de drăguț și trebuie să considerăm că ea și cu Emil s-au străduit să organizeze un spectacol pe cinste. Nu s-a putut pentru că a apărut pandemia. Am luat cărțile, le-am citit, sunt faine, nu le-am lăsat din mână până când nu le-am terminat. Lala, îmi confirm că merita citit. Asta este semnificația. Da. Aum, uite, om simbolizează universul și este considerat sunetul original care s-a auzit pentru prima oară în universul creat. Deci, vedeți, asta înseamnă simbolistica celui 30. De 30 de ani sunteți alături de mine, în micul meu univers, vă mulțumesc, povestea continuă. Deci, oamenii ăștia chiar s-au gândit într-un mod decent, frumos și elegant, din păcate nu s-a făcut, dar au păstrat gesturile și lucrurile frumoase și ne-au dus și nouă, pentru că figuram printre oamenii care, să zicem, că am contat în promovarea ei când era micuță. Iulia, să te bucuri de sabia, asta am spus. Monica Esi este și ea cu noi, Camelia Popazu ne salută și Lala, mă bucură că a citit cartea și mai ales că nu s-a lăsat până nu le-a terminat. Mirela Potopea, bună seara, și eu primesc notificare pe YouTube, acolo revăd cu drag și unele dintre edițiile emisiunii Foc de Paie. Sănătate, Andrei, mulțumim pentru discuțiile plăcute și pline de conținut. Ea e acasă deja, Mirela este cea care v-a oferit un set consistent de CD-uri, ceea ce nu fac mulți artiști care stau aici în țară. Ea, deși stă în Marea Britanie, a venit în țară, a oferit cadouri și prin intermediul lui Dan Manciulea
sunt convins că unii dintre voi le-ați și primit, așa că îi mulțumesc și eu ei pentru gestul frumos pe care l-a făcut față de ascultătorii noștri. Lavinia zice cât de frumos, bună seara, sunt cu voi, vă ascult cu drag, Ladinia Fausta Mănciulescu, ce daruri frumoase și cu bun gust, spune Camelia Popazu. Andrei, ai încercat sabia? E la fel de grea ca cea pe care o aveai tu? Nu, e mult mai grea, în primul rând, și se manipulează cu două mâini, nu e de joacă cu ea, adică eu pot face mișcări cu ea, pentru Iulia va fi încă... Dar la tine care era cea mai grea? Dintre armele de scrimă, cea mai grea e spada. Uh-huh. Eu n-am lucrat cu spada, eu am făcut sabie și florete, dar floreta e cea mai ușoară și interesul era chiar să fie cât se poate de ușoară, de-aia a apărut acel mâner pistol, v-am mai spus eu despre el. Inițial era mânerul francez care ținea foarte mult de digitație, pe când pistolul îți ușurează ținerea, dar e mai puțin precis, n-are finețe, pe când adică la asta e corbat așa? Poftim? Mânerul era corbat sau ca... Nu, avea forma unui pistol, așa se și chema, mâner pistol, și acum cred că aproape toată lumea folosește mânerul pistol. În anii aia în care am făcut eu scrimă, în anii 60, antrenorii serioși nu te lăsau. Își făceau oamenii, își confecționau în ateliere cu șmirgăl, cu nu știu, cu pilă, cu tot, își făceau mâner, nu se găsea. Și antrenorul meu, de exemplu, când m-a văzut odată că am încercat, a zis să nu mă prindă niciodată. Și mie nu-mi pare rău, pentru că pentru gesturi foarte fine pe care le faci cu floreta, pistolul este nefericit. Pentru spadă e ok. În schimb, arma pe care o are Iulia este de ținut cu două mâini și toate mișcările țin de mișcarea adversarului în primul rând și mai ales de forța pe care trebuie să o ai la un moment dat în corp. Când are forța necesară, o să o filmezi. Deocamdată, când a luat sabia în mână, a căzut pe spate. Ha! Mă rog, n-a căzut, dar nici mult n-a stat. Ce daruri frumoase, așa. Tomnița Florescu e cu noi, Forsea Mihai e cu noi, toată lumea a primit avertisment pe YouTube, dar de la YouTube nu primim nimic. Acolo doar se uită oameni. Da, acolo doar se uită, pur și simplu. Ascultă. Da. Să știți că am luat tricoul cu Neil Diamond pentru că mi-era dor de titlul ăsta cu Yes, I'm Old, dar nu l-am văzut pe stage, ba dimpotrivă, este unul dintre puținii artiști la care m-aș fi dus dacă venea pe aici, prin apropiere, pe undeva, Budapesta, Praga. Nu s-a nimerit, nu a venit. Când eu puteam să merg să-l văd, iar în România văd că nimeni nu și-a dorit. Deci, Alan George, am răspuns cu sabia domnișoarei, nu e de glumă. Acum are un echipament atât de complex și de complet, încât dacă vrea să-l ducă dintr-un loc în altul, trebuie să cheme un taxi separat. Asta clar. Să meargă ăla cu ele și tu mergi pe lângă el, așa ca să... Așa se nasc noile pasiuni, mai ales la fetițe, așa se întâmplă. Nu știu dacă băieții fac la fel, dar fetele cu siguranță. Spuneam de emisiune, am constatat că au fost reacții bune și la partea de video, chiar dacă partea de video a fost mai scurtă. Da. Nu sunt convins că dacă am fi avut și ora a doua cu video ar fi fost altfel, așa că rămân la părerea că prima oră, ei au venit mai târziu pentru că au fost la emisiune și de altfel Emil a comentat meciul dintre cele două universități, pentru că știți că noi avem sport universitar, nu? Universitatea Cluj și Universitatea Craiova sunt 100% universitare, cred că sunt unii acolo care n-au terminat nici liceul, dar așa se numesc ele. Iar meciul cu FCSB cu Rapid l-a comentat, dar nu acolo unde credeam eu, adică pe prima, ci era pe Orange. Pe Orange. Așa că odată ce sunt meciuri care sunt comentate pe trei canale, trebuie să știi să te duci după cel care îți convine ca vorbă. Pentru că altfel e nenorocire. Da, dar e complicat, pentru că nu toată lumea are Orange. Nu e o soluție bună. Eu rămân la părerea că sunt prea multe canale de sport și prea puțină organizare, ca dovadă că ei și-au împărțit. Adică da. Faptul că ei au același meci, meciurile astea de handball de la campionat, se dau pe trei canale. Faptul că ai același meci în trei canale arată că la bănuți stau prost și atunci de ce se...
gonflează așa în pene, să aibă fiecare patru canale, că atâtea sunt. Dacă ar merge pe mai multe sporturi și ar transmite și ar face... S-ar justifica. Sigur, să fie diversitate. Adică tu dai patinaj, eu dau hockey, tu dai basket, eu dau handball, tu dai volei, eu dau polo. Nu, domne, dăm toți handball, dăm toți fotbal, dăm toți aceleași meciuri. Nici măcar nu iau altceva. Adică eu zic că e o prosteală, dar din păcate n-avem ce să facem. Noi suntem clienți, noi suntem consumatorii. Radu Răduțu, bună seara tuturor celor prezenți, Andrei Manea ne salută și el și Anda Mihailaescu. Cum a fost, Anda, de ziua ta? Îmi pare rău că pe data de 5 ți-ai amintit că e ziua ta și a lui Dasen și a lui fiul tău și nu ne-ai spus din timp cântecele pe care le dorești, dar să ne spui cum a fost, cum ați petrecut, dacă ați petrecut. Lavinia ne spune, mie îmi place foarte mult perechea Carmen Trandafir, Emil Grădinescu, e autentic atât de cu viață. Corect. Sunt niște oameni deosebit de drăguți. Sunt și steliști, ceea ce ne face să fim mai ușor în relație, pentru că probabil că dacă erau, nu neapărat dinamoviști, că cu dinamoviștii m-am înțeles bine. Dar sunt alte echipe cu care ne înțelegem mai greu. Cu fanilor. Cu echipele ne înțelegem oricum. Cert este că azi va fi un meci foarte important pentru handbalul feminin. Și trebuie să câștigăm pentru că e musai. Da, eu nu o să fiu atât de optimist cum e Iulia. Am văzut foarte atent cu pixul mână, am urmărit meciul prim cu Olanda. Mi s-a părut o echipă fără niciun fel de cap și coadă, doar dorința de a face față situației. Atât. Nu are importanță acum că antrenorul e nou, că o să spună lumea, da, domne, uite, nu știu câtelea antrenori la echipa națională. Da, domnul Pera nu spune nimic. Nu mi s-a părut un antrenor deosebit, nu mi s-a părut nici non-performant, ci pur și simplu e șters. Faptul că echipa asta stă numai în ce face Cristina este o dovadă că încă o dată ni se întâmplă ce ni s-a mai întâmplat și la alte campionate. Că nu uitați, Cristina e la al 8-lea campionat european. De 8 ori a fost în turneu european. Și în contextul ăsta, tu să nu ai posibilitatea, o să zică lumea că sunt răutăcios, dar faptul că Federația Română n-a știut să determine fetele alea 5 sau 6, cred că erau vreo 6, să se vaccineze. Dacă Federația Internațională a impus această regulă, cum bine a spus Ștefan Birtala într-o emisiune, dom'le, dacă asta e regula, trebuie să o respecti. Cum a fost și cazul cu Djokovic, cu Australia. Dar la sport individual, îți asumi, pierzi tu bănuțul tău. Aici e echipă. Deci eu nu cred că e așa de... hai, dom'le, dacă n-au vrut fetele, ce putem să facem? Nu. Nu e așa. Nu e așa. E vorba de reprezentarea țării. Din punctul meu de vedere, și repet, puteți să mă taxați drept autoritar sau excesiv, eu pe fetele alea care au refuzat să facă al treilea vaccin pentru a fi în echipă, eu nu le-aș mai chema ever în Naționala României. Asta este. Deci nu poți să zici că, domne, e opțiunea ei, corpul meu, fac ce vreau cu el, că nu e chiar așa. Când ai început să faci sport... Ai început să faci sport ca să ajungi la performanță. Dacă ai ajuns la performanță să fii selecționat pentru națională, respecti regulile de acolo. Tu poți să zici, băi, eu nu suport culoarea galbenă. Nu mai duc la națională că ea joacă în galben. Păi nu e așa. Ce mare rahat era dacă îi făcea un booster înainte de plecare? Sau cum cere federația? Nu spun că Federația Internațională este total decerebrată. Că este o aberație, că nu mai există pandemie, tu vii și impui o astfel de regulă. Asta e altă poveste. Dar din punct de vedere al echipei României, interesul era să noi mergem măcar cu alea care sunt apte de joc. Săracele sunt unele accidentate, alea stau acasă. Dar noi jucăm practic în acest turneu fără 12 jucătoare. În handbal sunt 7 de bază. Dacă noi nu avem 12 jucătoare, imaginați-vă cu ce ne-am dus. Deci este... Colac peste pupăză, o prindem și pe Cristina Neagu într-o zi sumbră, cum n-am văzut-o niciodată. Și e bine că măcar unul dintre ziariști a scris. Cred că din adevărul a scris exact așa. A aruncat la poartă de 11 ori,
De 11 ori, deci 11 atacuri s-au dus pe șuturile ei, a dat un singur gol. Un singur gol. Și două goluri din 7 metri care nu contează. Deci, repet, e mare păcat. Mie echipa Olandei nu m-a impresionat cum o văd și acum și sigur că le va bate pe macedonence, că nu e o problemă. Acum e 17-9, o să fie și mai mult. Nu e o echipă nemaipomenită, e o echipă bună, robustă, care știe ce trebuie să facă. Are antrenor bun, îl are pe antrenorul Per Johansson, că s-au bătut două pere. A fost Per Johansson și Per al nostru. Două pere s-au bătut, dar unii au făcut niște comentarii pe care eu le consider periculoase pentru moral, pentru psihologia jucătoarelor. Să vii să spui că a fost un joc extraordinar când ele au pasat la nivelul picioarelor, când a pasat Cristina o minge și colega ei se uita în partea opusă și s-a dus mingea pe lângă ea, s-a dus în aut, când de pe 6 metri au dat în portar. Ce să vă mai zic? Portarii au fost ok ai noștri, dorința de a face față s-a văzut foarte clar, dar niciun fel de strategie. Am văzut o analiză foarte cinstită și foarte bine făcută de niște profesioniști, e un site, presupun, We Love Handball, în care reiese că ale noastre pasează enorm, mergând până la vreo 900 de pase, în timp ce adversarele pasează cam 5-600, asta știți ce înseamnă? Că noi nu atacăm poarta, că stăm și ne dăm pase una altora până ne iese pe nas. Deci, strategia e greșită, tactica, abordarea jocului e greșit. Așa că nu putem să stăm să așteptăm dacă azi are Cristina zi bună sau nu. Cu amicalul cu Ungaria a mers prost. Bun, alea ne-au bătut 6 sau 8 goluri diferență. A fost meciul cu Germania. Cristina Avuchiev a dat 11 goluri. Amical, da. Dar acum o săptămână. Acum o săptămână Neagu a dat 11 goluri. Și vii și ai meci decisiv, pentru că eu zic că meciul cu Olanda era decisiv și nu dai decât un singur gol. Bun, s-a străduit, a dat pase, ok, mare lucru. Acum să fim bucuroși că a dat pase, ce putea să facă? Să ia mingea, să plece acasă. Deci e o abordare greșită să vii, de exemplu, Narcisa Lecușanu, care este o mare jucătoare și care e un om de handbal cu suflet, care a făcut cărți, care este în Federația Internațională, adică are o poziție importantă, lumea stă și ascultă. Dom'le, a fost un joc extraordinar. Mi-am notat aici, nu-mi venea să cred. Zic, băi, n-ai văzut jocul, te-ai uitat la meci și îmi spui că a fost un joc extraordinar? Păi nu se poate. Deci noi am ajuns acolo în care când e ceva frumos și bun, ne facem că plouă, vezi cazul FCSB, că nu le convine unor ziariști să spui că au jucat foarte bine. Dom'le, a jucat bine, dar cum v-ați descurcat fără antrenor? Păi, așa cum ați văzut. N-ați văzut. 3 gole. Cum, așa ne-am descurcat. Cum ați făcut? Dar v-a deranjat că, dar nu v-a supărat că, dar ați avut și un gol din hands. Adică tot timpul pe nasol. Dar când e vorba de alte interese, a fost extraordinar. Un gol diferență. Dom'le, la handball ca și în alte sporturi, victoria și la revedere. Meci egal, dacă erau deștepte, făceau egal. Un gol mai aveau de dat și era un rezultat mult mai bun pentru noi. În sfârșit, deci, handball-ul feminin nu e pe un traseu bun și sper eu că, dacă tot insistă Iulia să ținem pumnii, ținem pumnii. Ține. Cu Franța, la 9:30, o să vă rog chiar să vă încordați, concentrați-vă, poate facem un rezultat. Da, trebuie să prindă și astea și o zi proastă, că nu poți să le ai mereu pe numai zilele bune. Da, și jumate din echipa Franței, jucătoarele joacă în România. Păi vezi. Deci, văd exact lucrul cel mai nasol care se întâmplă de când avem o federație de cretini. Pentru că noi, în loc să protejăm handbalul românesc, antrenăm handbalul străin. Avem spaniolul aici, avem franțuzul aici, avem croate, avem sârbu aici, avem slovene, avem toate națiile joacă în România, iar noi nu avem jucătoare de export, noi nu avem. Ale noastre stau și așteaptă pe bancă să le vină rău, când ele, dacă nu le vede nimeni, cine să le cumpere? Veronica ne spune, suntem pe recepție 30 de minute în emisiunea de la TVR, mult prea puțin. Care e emisiune? Cred că se referă la aia de 1 noiembrie. A.
Da. N-am apucat să comentăm aia. Nu, n-ai. Da. Veronica, a fost o inițiativă frumoasă, eu am apreciat-o, nu m-am gândit nici la minute, nici nimic. Faptul că ei s-au gândit că eu sunt cel mai bătrân de acolo și că e frumos să vorbească cu mine, eu m-am bucurat, am apreciat. Dan Creța e un om care știe meserie, știe și radio. Pe colega nu știam, adică pe doamna Soare nu o cunoșteam decât așa din vedere, dar eu zic că au fost condiții să se afle despre ce facem noi. Și cred că asta și conta până la urmă. Vă salut cu drag din Mediaș, Bogdan Suciu. Anda ne spune, mai întâi ne salută din St. Pölten, Tina, și Anda spune, no worries, ne răsfeți tot timpul cu piese propuse de noi, așa că nu e nicio problemă că nu au fost piese propuse chiar în ziua de 5, cum am spus și eu, vineri, oricând, sigur că da, nu, eu am zis că e păcat, că numai tu... Și, în general, tu, fiind oricine dintre cei care ne ascultă, știi când e ziua ta, sau a copilului, sau a mamei, sau a mătușii. Și dacă vrei să-i oferi un cadou muzical, spune-mi din timp și atunci eu am grijă să aibă și sens. Așa, sigur că da, nu am nicio problemă, eu le pot da oricând. De petrecut nu prea, eu sunt înțepenită de spate de 2 săptămâni, deci sunt slow moving, bucuria de a fi cu ai mei, părinți și băiatul este destul pentru mine. Să fie primit. Mă bucur pentru partea bună și îți dorim sănătate pentru partea cu înțepeneala, să te dezînțepenești. Uite, tu ai uitat să-mi oferi spre bucuria mea gustativă un pahar cu apă. Dacă, așa. Și asta pentru că mi-am amintit că am primit un pahar de la prietenul Silvan. O cană. Culmea este că în cazul lui Silvan sunt o grămadă de coincidențe. A zis că și el era fixat și obsedat de ideea de bufniță încă din copilărie, așa că vă dați seama că atunci când a intrat aici și a văzut peste tot numai bufnițe, a fost aproape șocat și tot cană de profil mi-a adus și el. Așa că îi mulțumesc și pe această cale, închid paranteza, vă rog întrebați-o pe doamna Dojoiu cum reușește să financeze site-ul Spot Media, spune Cosmin Cosma. E cel mai bun site de știri din România, deși sunt convins că nu sunt multe sponsorizări sau donații pentru Spot Media. Nu cred că o să-mi spună, dar de întrebat întreb, faptul că oamenii se descurcă, să știi că mai e un site foarte bun de știri și cel pe care noi l-am promovat, cel al Roxanei Dascălu, da. Santinela.ro, și îți recomand să te uiți acolo. Oamenii se străduiesc, fac eforturi. Nici eu nu mă prind dacă sumele respective le asigură existența, dar să nu uităm un lucru. Acolo sunt oameni care au joburile lor, au existența lor și scriu acolo unii zilnic, alții săptămânal, alții când au timp. Deci nu e cum am fi noi, de exemplu, care din asta ar trebui să ne descurcăm. Că asta este realitatea. Dar întrebarea e justă, dacă am ocazia o să o întreb. Aveți perfecte de toate, poate se aude. Seară faină, spune Elena Chiriță, Mirela Potope, am avut oportunitatea din psihologul muzical să ofer muzica mea unor oameni care apreciază ceea ce fac. Din câte mi-au spus, albumele au ajuns cu bine la toți. Mulțumesc, Iulia, mulțumesc, Andrei. M-am simțit minunat. Ne bucurăm, Mirela, și faptul că au ajuns CD-urile la destinatar, cu atât mai bine. Patricia mă întreabă dacă ți-au dat primă. Patricia, n-am glumit când am zis. N-am primit primă în 33 de ani de după Revoluție. Nu are sens acum să mă lamentez de ce n-am primit înainte. Am primit sancțiuni. Deci, primă n-am primit ever și sancțiuni am primit. În schimb, pot să vă spun că atât timp când am fost șeful meu, adică am condus revista Vox Pop Rock și Pop Rock and Show, mi-am dat primă. Deci, să nu credeți că sunt chiar atât de cretin. Așa par și în mare parte așa și sunt, dar când am avut eu dreptul să decid, am dat oamenilor, mi-am dat și mie, că era deja chiar prea mult. Zic, când am avut redacția, când am lucrat aici în acest locșor sau când am avut
sediu închiriat pe Calea Victoriei, am lucrat, am dat și prime, să știți. Așa că am avut o perioadă în care mi-am dat primă. Deci Patricia se aștepta ca eu să primesc primă direct la ieșire. Deci când plecam acasă, trebuia să vină cineva, ce poftiți plicul aici. Ți-au dat primă cei de la radio. M-a întrebat de două ori. Păi da, na. Da, pentru că prima oară a greșit o literă și s-a gândit că pe aia nu o citesc. Deci, nu, n-a fost și nu o să fie. Eu sunt extern, trebuie să precizez asta, deci eu nu sunt angajat în radio. Cei din radio, probabil că dacă au performanța, ar trebui să primească. Ei dar primesc că e sărbătoare, nu? Când e sărbătoare, primesc. Da. La sau fără? Fără performanță, ai dreptate, da, aici e adevărat. Ei primesc de Crăciun, de Paște, de ziua radioului, din diverse momente. Știu că nu sunt implicat în asta, dar și eu și Iulia vedem dezbaterile lor sindicale și acolo discuția e de obicei despre prime. Așa că ei la un moment dat, săracii primesc. Nu știu dacă primesc cât merită, dar primesc ceva. Din punctul meu de vedere, chiar dacă eu sunt extern, normal era că atâta timp cât ai păstrat o emisiune 20 de ani în grila de programe, înseamnă că o apreciezi. Dacă tot am coborât de la o sumă măricică la una mică, nu foarte mică, dar mică, să zici, bă, dacă tot îl ținem păstrat, să-i mai dăm acolo 100 de lei la sfârșit de an. Mai punem 100 de lei, ce o să fie? Dar nu s-a întâmplat, așa că eu consider că prima mea a fost invitarea mea la emisiunea cu pricina și asta este. Trebuie să considerăm că este și asta un lucru bun, adică nemulțumitului se ia darul, zicea poporul român. De la incidentul portarului nostru am lăsat-o pe mama să vadă meciul. Cum adică incidentul portarului nostru? Am lăsat-o pe mama să vadă meciul și să-mi spună scorul. Azi se uită tot ai mei. Da, că Iulia Domanska, săraca, s-a lovit de bară. Da. Și am admirat cât de bine și-a revenit, pentru că aia era o lovitură strașnică. Așa că înțeleg. Asta am citit, nu suntem pragmatici și nu numai în sport. Pasăm mult, spune Iancovescu Ștefan Gili. Da, e un adevăr. În sportul ăsta, cifrele spun mai mult decât orice apreciere estetică. Poți să spui, domne, că s-au luptat, că le-am văzut încruntate, că le-am văzut înverșunate. Dacă cifrele spun că tu ai dat 900 de pase, în timp ce adversarul a dat cu 300 mai puține, vă puteți imagina, alea două pase șut la poartă. Și de aia ne și bat. Pentru că ele fac și la alergare, kilometri parcurși. Spre deosebire de fotbal, unde unii se mândresc că, domne, jucătorii noștri merg 11 kilometri, 8 kilometri, 9, 10, 11, 12 kilometri. Cum se vorbea despre Bănel, nu? Motoreta. Da. 13 kilometri a mers. Păi nu, handbal este exact invers. Asta înseamnă că dacă ai alergat mult, că n-ai dat goluri, că n-ai jucat pe poartă, că n-ai scurtat traseele, nu trebuie să le lungim. Deci ale noastre stau pe loc, uite să vă uitați la orice meci de handbal, adversarele circulă între ele, fac schimburi de locuri. Dacă ale noastre cele de bază sunt statice, respectiv crina care nu poate să alerge prea mult, că săraca muncește și în apărare și în atac. Dacă și Cristina joacă, ele sunt fete de 33, 34, 35 de ani. Celelalte singure de nebune n-au cum să alerge, că nu primesc mingea. E pentru prima oară în ultimii 4-5 ani când am văzut că și s-a arătat pricina că extremele pot da goluri. Ambele extreme au dat goluri. Și nu 1, 2, ci 3 sau 4. Așa că e singurul punct bun de tot, dacă știm să-l valorificăm, să dai mingea la extreme, să le înveți cum să dea la poartă, pentru că sunt unele care nu știu să dea la poartă, din păcate, atunci o să crească și echipa României, dacă nu acum, data viitoare. Mai era aici un mesaj, Monica Esi spune, am și eu o întrebare în runda, mă rog, știe cineva unde se poate vedea filmul Metronom? Am căutat pe stream, dar aici nu am găsit. Eu cunosc pe fosta logodnică a lui Cornel Chiriac
și ea își dorește să vadă filmul online undeva, poate mă puteți ajuta cu un sfat. Nu e online, este abia intrat în cinematografe. Noi l-am văzut pentru că producătorul ni l-a oferit și e adevărat că am fost și invitați la premieră, dar n-avea sens să-l văd încă o dată. Dar ca să nu îți faci iluzii și să nu cultivăm o aspirație nefondată, nu e vorba, așa cum crede lumea, de Metronom și de Cornel Chiriac. E un pretext. E vorba de anii 71-72, de felul în care opera securitatea, cum se raportau tinerii, elevii de atunci, practic generația mea, la Europa Liberă, și cam atât. Restul este povestea lor și nu povestea muzicală. Dar nu vreau să vă influențez mai mult. Eu am comentat filmul atunci când l-am vizionat și cine vrea să-l vadă, cred că pe un stick sau cumva poate să ajungă la el. Adică trebuie să-l descarci ca să poți să-l încarci, da. În primul rând. Nu cred că prea curând o să fie pe streaming, pentru că oamenii au interes să vină lumea la sală. Cred că asta e scopul oricărui producător. Așa că deocamdată nu te putem ajuta, dar în clipa în care găsesc o soluție, promit să te anunț. Așa e la stat, toată lumea primește la fel, performanța e ceva ce nu se discută individual, spune Mirela Potopea. Nu știu dacă așa e la stat, eu n-am mai lucrat la stat de 33 de ani, dar din câte înțeleg, nu primesc la fel. Că primesc prime în general, dar primele sunt raportate la salariile pe care le au. Adică nu primesc mereu aceiași bani. Așa, tu așa știai că sunt aceiași sume? Sincer, nu știu, uite, chiar nu... Eu chiar nu știu. Eu tind să cred că astea de sărbători sunt aceleași sume. Da? Da. Indiferent de aia ce de pregătire. Aia de porc, aia de... Deci, că erau astea de porc, da. Țin minte că se vorbea de porc. Da. Deci, ați văzut ce frumos laudațiu v-a făcut Mircea Rusu, cântărețul, spune, poate faceți o emisiune cu el până la sfârșitul anului, poate chiar de Crăciun. O să cânte și în direct, dacă îi spuneți să vină pregătit, sunt convins. Domnule Cosmin Cosma, apreciez că îmi faceți program în avans. Mircea Rusu a fost și în emisiunea de aici și în emisiunea de la radio. Apreciez și eu gestul și i-am mulțumit chiar pe spațiul meu și pe spațiul lui faptul că a făcut un laudațiu cu ocazia celor 20 de ani. De altfel, nu era chiar un laudațiu, pentru că acolo s-a și plâns că nu prea suntem în relații. Ceea ce pe undeva m-a surprins, pentru că am depășisem faza asta. Dacă omul a rămas cu resentimente, cu atât mai puțin o să fiu eu cel care să schimb macazul. Eu am crezut că noi am depășit faza. A fost o perioadă de tensiuni când el cânta la Compactul de Cluj, iar eu eram susținătorul Compactului de București. Și de aici au fost niște tensiuni cultivate de niște intermediari. Când în sfârșit ne-am întâlnit, ne-am lămurit, a fost în studio, chiar și la Radio Romantic, am lansat și albumul ăla, Quintuplu, cu Maia Morgenstern și cu toate celelalte colaborările pe care le avea, a fost și aici în studio la distanță și a fost și în radio, de câteva ori, cel puțin de două ori, nu mi-amintesc greșit, dar putem să ne uităm. Deci, n-ar fi o noutate și nu văd de ce tocmai de Crăciun, pentru că nu m-am gândit încă la aspectul ăsta. Crăciunul va fi, culmea ironiei, exact într-o noapte de 23-24, suntem chiar acolo. Exact când vine moșul. Da, când vine moșul. O să vedem dacă avem emisiune sau nu, că încă n-am întrebat, dar uite că e bine că mi-a amintit să întrebăm dacă au mai fost situații în care radio a avut emisiuni speciale și 31 e tot așa? 31 nu, e sâmbătă. 31. Sâmbătă. Deci eu n-am treabă. Dar rețin sugestia și dacă Mircea va dori, nu cred că vine el până la București pentru atât, dar putem încerca de la distanță o dezbatere, o discuție despre ce mai face, ce mai cântă. Descris scrie foarte bine, asta am spus-o întotdeauna, am apreciat și acum, nu că a scris despre mine. În general, are un condei foarte bun și e un om de
cultură cât se poate de consistent. Asta o pot spune și acum. Dar asta cu recomandări, ce ar trebui să facem, cum ar trebui, eu m-aș feri să spun asta cuiva. Adică, domne, să invitați pe cutare, că lăsați-o mai așa, domnul Cosma. Nu, nu e bine. Eu nu mi-aș permite să spun nici măcar unui tânăr ce să facă. Pot să vin cu sugestii. Da, domne, am vrea să-l invitați pe cutare. Notăm, noi am făcut ani de zile, dacă nu chiar vreo 14-15 ani, cred că ultima oară a fost în 2020, când publicam listă cu propuneri pe care să le votați și din cei care ieșeau primii încercam să-i aducem în studio. Am renunțat pentru că a apărut pandemia și am renunțat pentru că au apărut prin dispariție propunerile. Adică nu ne-a mai propus nimeni pe nimeni. Stop, joc. Deci nu e ok. Sigur că putem face din nou. Iar la sfârșit de an, pentru că sunteți nou și de-aia am permis să vă explic și profit și pentru ceilalți, la sfârșit de an făceam o listă cu cine v-a plăcut cel mai mult dintre cei care au fost. Și am aici clasamentele cu cei mai apreciați invitați din timpul anului. Și din nou, primii 4, 5 sau 10 încercam să invităm și anul următor ca oamenii să se bucure de prezența lor. Dar am văzut că nu prea contează. Acum mă întind după dosare să văd dacă dau de ele. Dacă nu dau de ele, le lăsăm pentru o altă dată. Uite, da? Patricia zice că asta înseamnă că o să le invizi pe Moș Crăciun. Ce tare! Atunci, pe 23, noaptea de 23 spre 24. Da, sigur că da. Trebuie să învăț limba în perioada. Moș Crăciun vorbește absolut toate limbile pământului. Dacă tu știi. Absolut, absolut. Da. Și putem să-i punem toate întrebările din lume. De exemplu, de ce nu mi-a adus aia, de ce nu mi-a adus aia. Eu zic că dacă începem cu asta, cu asta și terminăm. Uite, ca să vedeți. Rezultate. Care sunt edițiile preferate din 2019? Și a ieșit pe primul loc Margareta Păslaru, Nico Alifantis, Adrian Ceroianu, Andrieș, In Memoriam, Ioan Giuripascu, Mircea Baniciu și ascultătorii, o ediție în care eram eu singur, Corina Chiriac, Radu Paraschivescu, Vasile Șeicaru. Și astea sunt rezultatul sondajului din 2019. Rezultat propuneri de invitați la psihologul muzical în 2020. Aici a fost foarte slabă participarea la propuneri. Dar aici a ieșit pe primul loc Marius Manole, pe care l-am invitat, Florin Piersic, pe care l-am invitat, dar n-a venit, Marcel Iureș, la fel, Radu Paraschivescu, Mircea Vintilă, care ne-a tot amânat, regretatul Ivan Pațaichin, celelalte cuvinte pe care încercăm să-i abordăm acum pentru că vor lansa albumul nou, e gata albumul lui Călin, Paul Ciuci, care ne-a ocolit, și Ada Milea, care a fost. Sigur, nu mai contează, pentru că e vorba de 2020, știți bine, 2020 și 2021, pauză. Deci, asta am făcut. Dacă voi credeți că sunteți dispuși să vă implicați, adică să propuneți, invitați, să refacem ideea de listă, o luăm de la capăt cu mare drag. Dar trebuie să vă implicați, nu să propun eu și, pe urmă, să vă pun pe voi să votați că nu-i corect. Voi să spuneți, domne, am dorit să auzim pe cutare. Nu l-am auzit niciodată pe Ixulescu. Că, în fond, câți dintre voi ascultați de 20 de ani? Foarte puțini. 10, 15, 20, poate. Dar atunci nici n-aveam mijloace de comunicare cum avem acum. Atunci nu exista un foc de paie să dezbatem lucruri pe care pe post nu le putem discuta. Așa că acum avem o grămadă de aturi. Vă rog să profitați de ocazie. Am și eu o întrebare. Asta s-a lămurit cu întrebarea. Patrice, asta înseamnă că îl inviți pe așa, da? Sigur că da. Fiți sigur că și domnul Mircea Rusu vă apreciază sincer și vă e recunoscător în mod sincer în activitatea noastră, deci eu nu cred că mai sunt resentimente. Domnule, eu am citit textul. Mai citește-l și Matale încă o dată. Citește textul și o să vezi. Eu dacă vreau să-i urez cuiva la mulți ani, fără să mă limitez la mulți ani, adică la formula standard, și fac un articolaș 20 de ani de psihologul muzical, nu știu ce, nu-i fac niciun reproș omului. Îi fac separat. Îi spun, băi Andrei, ce facem? Nu m-ai invitat. Am fost prea rar.
Pe alții e chemat de două ori, de trei ori, pe mine m-ai chemat doar o dată sau de două ori. Deci toate astea le las deoparte când vreau să fac un gest elegant. El a simțit nevoia să fac o radiografie a relației noastre, eu o apreciez ca atare, dar nu pot să fac abstracție de ce am înțeles de acolo. Mai citești odată textul și îmi spui după aia dacă e loc de rezentimente sau nu. Dar e neimportant. Eu n-am nicio problemă dacă el va accepta să intervină prin telefon ca să nu facă un drum, cu mare drag. Moș Crăciun e invitat într-o sumedenie de locuri și își face timp pentru fiecare, spune Relu Chertic. Uite, vezi, lumea, bă, dacă aveți așa relații, chemați-l fiecare acasă, că e mult mai simplu. Dacă vine la mine, vouă nu vă mai dă nimic, că eu îl țin 5 ore. Asta e. Nu vă băgați. În 2013, cine a ieșit pe primul loc? 2013? Habar n-am. Ar trebui să scot dosarul și să stau să răsfoiesc. E o întrebare tendențioasă, adică tu ai impresia că eu stau să țin minte cine a ieșit pe primul loc. Bogdan Ștefan Lucian, cu provocările lui Dunărene. Atunci, poftim? A fost atunci preferata lui. Bogdan, dacă a fost Lucia, îți spun sigur n-a ieșit pe primul loc și nu pentru că n-ar fi meritat, ci că n-a fost votată de ceilalți ascultători. Cred că Moș Crăciun nu va putea să vină în ajunul ajunului. Da. El este deja pe drum la ora aia spre Australia și partea aceea a lumii. Anda, mă pui într-o încurcătură, tocmai i-am convins pe oameni să-l cheme acasă la ei și acum îmi spui că omul e plecat. E în altă parte. E neplăcut. Poate zice, o, da, aș avea niște întrebări pentru Moș Crăciun. Știi ce ai putea să faci? Să inviți un actor care să se costumeze în Moș Crăciun și să intre în pielea personajului, să răspundă la întrebări și să ghicim apoi cine este sub mască. S-a făcut de atâtea ori, Patricia. De atâtea ori s-a făcut la televiziune. Asta e joc de televiziune, nu de radio. S-a făcut cu diversi moși care imitau diverse voci ca să nu se fie recunoscut. S-a făcut concursul cu mască fără mască, s-au făcut cântăreți care intrau și cântau altfel. Pentru noi, pentru radio, n-ar însemna nimic să chem un actor care să răspundă la întrebări și după aia ce fac? Îl trimit acasă, nu? Vorbesc cu el vreo jumătate de oră cu ce zice moșul și până mă pleacă acasă. Nu, astea sunt deja, s-au fumat, nu te supăra, s-au fumat. Oricine ar fi, îl ghicește la vii repede. Lala, care știe că Lavinia este foarte bine pregătită la vocile de actori, Bogdan Suciu, nu cred să aibă rerea multe emisiuni ca să se deruleze pe parcursul la 20 de ani. Altă atitudine trebuia să aibă radioul public față de dumneavoastră, prima era ceva logic. Bogdan, ești drăguț și amabil, mai sunt emisiuni. Nu știu dacă sunt emisiuni de 5 ore care au vechimea asta, dar mai sunt emisiuni cu vechimea asta. Mai scurte, mai micuțe, așa, de o oră și ceva, 50 de minute, dar nu asta, lungimea nu e tot. ca să citesc dintr-un film, că nu mai știu de unde mi-a rămas. Da, dar a răspuns la întrebările noastre. Ai uitat că acum ai live streaming. Patricia e insistentă. Să știi că nu-mi vine în minte niciun actor care ar fi dispus, printre puținii pe care știu și care a tot jucat rolul ăsta de Moș Crăciun, e Eugen Cristea. Și care nu știu dacă mai e dispus să facă rolul ăsta. Poate Gheorghe ar fi putut să răspundă cu umor. Bune, vorbeam de cei vii. Da, știu. Dar nu prea știu actori care ar fi dispuși să stea cu noi într-o noapte de Crăciun și să nu stea cu familia. Ar trebui să fie și destul de tânăr, dar și destul de matur, dar și destul de fără familie ca să sacrifice niște ore ca să stea cu noi într-un live. Iar eu n-am cum să-i plătesc pentru că asta am uitat să vă spun, că noi nu plătim artiștii care vin la noi, ci dimpotrivă îi rugăm să facă un efort și să vină și să ne ajute, să-i ajutăm, să-i promovăm pe ei. Dar ca să-i cer cuiva să facă un rol și pe urmă să-i zic și acum du-te acasă, nu... Trebuie să ne gândim așa, Patricia. Deci, eu zic că tu poți să înțelegi despre ce vorbim. Ideea nu e rea din punctul ăsta de vedere, în condiția în care eu aș fi proprietar de radio, chiar și al radioului public, și aș da ordin să facă un casting
cu 10 actori de diverse vârste și să-l alegem pe ăla și ăla să vină și să presteze și când pleacă semnează și pleacă cu banii și atunci s-a rezolvat. Astea sunt variante, asta e varianta ideală. Celelalte nu le cunosc, dar așa puteam să facem. Iar lumea actorilor, uite, poate ne spune Lavinia, că tot am înțeles că e specialista casei, pe cine ai vedea să joace un rol de genul ăsta în noaptea de 23 spre 24. Da. Deci nu e chiar, e ajun. Și care să aibă și replică. Adică trebuie să, fără... N-are scenariu scris. Nu avem scenariu, noi scriem nimic. Trebuie să dea replică de la el, din buzunar. Da. Treaba lui, cum se descurcă. Deci dacă ne dai câteva nume, eu promit să-i sun și dacă unul acceptă, pe ăla îl chemăm. Asta e. Putem să încercăm, nu exclud, dar eu v-am spus care e percepția mea, pentru că știu cum se întâmplă. În perioada prepandemică deja era o problemă cu mulți artiști care nu stăteau în străinătate, nu stăteau în Baia Mare sau Suceava, nu stăteau la Constanța, aici în București. Și tot era, aș veni, dar mi-e complicat, formă n-am cu ce să mă întorc, sau că am cu ce să mă întorc, că majoritatea au mașină personală, dar nu îmi vine să, mai bine ziua. Și când ajungi la discuția asta, deja... A doua oară nu mai încerci, vă dați seama. Și nu mă refer acum la un singur artist pe care l-am nominalizat și în emisiunea de vineri, nu? Am spus un nume. Da. Deci nu e vorba numai de Gabriel Dorobanțu, și sunt și alții. Gabriel Dorobanțu nu are treabă cu mine, nu cu mine e supărat. El e supărat pe instituție. Și probabil că mai sunt și alți artiști care au această jenă de a merge acolo și unii dintre ei chiar au dreptate. Dacă e să fim corecți, și încercăm să fim corecți, unii dintre ei au dreptate, pentru că au fost ani buni în care au fost supra-difuzați și brusc li s-a tăiat macaroana și săracii nu mai apar deloc. Ceea ce nu e corect, pentru că din punct de vedere al calității, al valorii, al vocilor și al dorinței publicului, din punctul ăsta de vedere, nu văd de ce i-ai scoate pe ei cu totul și i-ai lăsat doar pe ăștia la alți non-stop. Nu e ok. Și atunci ei au dreptul să fie supărați. Dar eu n-am nicio vină, pentru că eu nu intru în jocul ăsta al producătorului care mă sună. Am găsit, când a fost Sylvain, scrisoarea aia oribilă pe care cred că v-am povestit-o odată, în care se spunea în scrisoarea în care eram făcut și porc și bătrân și de toate, o parte e adevărat că sunt porc. Ca toți bărbați, dar și bătrân, atunci încă nu eram bătrân. Faptul este că omul spune așa: ce, credeți că nu știu că toți luați bani de la producători ca să difuzați anume? Deci asta era percepția, copii, asta e percepția, că vin artiști pe care îi impun radioului și eu n-am nicio vină că așa s-a creat impresia asta încă din anii 80, de atunci se tot vorbea. Și erau grupuri de artiști care spuneau despre alte grupuri de artiști că aia sunt primiți pentru că sunt în relație bună cu, nu știu, cu, hai să dau oameni care nu mai sunt în activitate sau în viață, eu știu, Șerban Georgescu. El era redactor muzical și, vezi, Doamne, cine avea relație cu el, intra pe post, ei las nu. Formă, altă grupare era cu, nu știu, cu Viorel Popescu, altă grupare cu nu știu ce. S-a spus, s-a vorbit... că ăla vine cu fursecuri, că ăla vine cu cadouri, că ăla vine cu nu știu ce. Eu n-aveam treabă cu partea asta, că eu din 85 nici n-am călcat acolo, dar am văzut lucruri destule, că se practica asta cu venim cu ceva. Acum s-a ajuns la lucruri mai delicate. Adică primești un gest frumos, primești o bomboană, o chestie, dar nu condiționezi. Deci s-a ajuns la niște situații în care constați tu ca ascultător că niște artiști apar pe postul de radio, și nu vorbim de postul public, toate posturile de radio, pur și simplu. Ai, n-ai treabă, ai piesă bună sau n-ai piesă bună, tu apari. Și atunci încep să înțelegi că totuși unii au avut dreptate. Așa că din punctul ăsta de vedere îi dau dreptate lui Gabriel Dorobanțu. Dar el n-ar trebui să fie supărat pe instituție, și dacă e supărat pe instituție, pe mine n-avea de ce. Așa că reiterez invitația, dacă totuși te răzgândești, dă-mi un semn și te așteptăm cu drag. Îl propun pe Temișan.
face de toate, cântă, joacă, e pe fază la glume, mie mi-au plăcut întâlnirile cu el. Lala, propunerea e bună, dar crezi că lasă Aurică familia ca să stea cu noi în seara aia? Uite, e o idee. Eu îi scriu, îi spun că dacă stă cu noi o oră, dacă nu vine fizic, măcar să stea la telefon, nu? Poate să stea și la telefon. Andrei, știi pe cine m-aș bucura să inviți? Pe Daniela Nencov. Mie îmi plăcea foarte mult. Și mie îmi plăcea foarte mult. Nu știu de unde să o iau. Nici nu știu dacă mai e printre noi. Habar n-am. Am văzut-o câțiva ani în urmă într-o emisiune de televiziune. Atât. Așa că Elon Musk, că le știe... 80 de ani. Poftim? 80 de ani. Da. Am plinit. Da, da. Păi în ianuarie. În ianuarie. Nu știu dacă Daniela Nencov ar fi dispusă să dea un semn, dar reținem, dacă Iulia nu notează, notez eu, Daniela Nencov, pentru o eventuală discuție, măcar la telefon. Da. Dacă a venit Marina Voica la 83, nu? Da. Ne putem gândi la orice, nu? Păi da. Așa, deci am notat-o pe Daniela Nencov. Foarte bine că acum v-ați gândit la oameni care, din păcate, n-au mai apărut nicăieri. Elon Musk ar putea să facă orice. Asta are de toate domnul Kertic. Știi că așa am citit. Temișan ai zis. Temișan e pentru rol, nu? A zis că nu neapărat pentru rol. Poftim? Nu neapărat pentru rol, ci că a invitat fain. A, că a invitat fain, da. A mai fost și cred că o să și vină. Cu Temi suntem într-o relație foarte bună, nu e o problemă. Ci că a invitat fain. Ok. A fost însă și legendarul party al lui Heidi Klum, zice Monica Essi. Cine a fost? De Elon Musk, zice, că s-a dus la... S-a dus acolo, aici mai puțin. N-avea ce să facă cu urmașii lui Dracula, dar s-a dus acolo unde avea ce să facă. Eu acum zic, fiindcă mi-e simpatic, dar chiar l-aș vrea invitat în rolul real pe Marcel Iureș. Mă gândesc și la prestanță și la rolul lui, la tot. Adică să intre în rolul de Moș Crăciun? Nu, cred că în rolul lui. În rolul lui, da? Deci Iureș. Dom'le, eu îl sun și îi spun, îi dau ultimatum. Vine sau nu vine. De asemenea, Teddy spune, Andrei, dar apropo de Gabriel Dorobanțu, ai putea să-l inviți la vlog? Sunt sigur că s-ar simți la trafic, așa cum poate nu ne-am aștepta. Dom'le, eu m-aș aștepta. Uite. Da, având în vedere că s-a votat la sondajul cu, știi că am avut top cu piesele da. Lui și a fost, într-adevăr, s-a votat mult, probabil că la trafic, da, ar fi. Dom'le, eu știți că nu mă omor cu traficul. Partea cu care mă omor eu este că nu vă înțeleg pe voi de ce vă e greu în timpul nopții. Acum ziua nici nu mai îmi pun probleme, dar noaptea de ce vă e greu să dați share? Asta nu înțeleg. Și nu mă refer la cei 10 care dați, să nu veniți iar să spuneți, băi, eu am dat. Nu mă interesează. Mă interesează aia care nu dau. Deci aici nu pot să înțeleg. Vezi acolo 130-160 de like-uri și 15-20 de share-uri. Nu înțeleg de ce nu e aceeași cifră, că nu costă nimic. Deci nu ai nicio problemă să faci chestia asta, nu facem. Deci, ideea cu Dorobanțu la noi, uite, încerc și poate că va accepta. Mai avem numărul lui? Eu nu știu, nici eu nu știu. Dar, mă rog, dacă omul nu e genul care comunică, nu spune la mulți ani, nu spune e nimic. E capricorn. Poftim? E capricorn. E capricorn, da. Ăștia așa faceți. Deci tu trebuie să iei legătura cu el, că între voi vă înțelegeți. Bună seara, cumva am reușit eu să vă salut, spune Manuela. Sunt cu voi aproape de la început, dar eram pe autobuz și țineam telefonul la ureche, că nu aveam căștile la mine. Se uită doamna din fața mea cam ciudat la mine. Se uita. Acum sper că ai coborât. Eu pe Vlad Drăgulin aș vrea să-l invitați, un actor tânăr. Vlad Drăgulin. Cine e Vlad Drăgulin? Eu notez. Nu știu cine e, dar dacă zici că merită, o să aflăm. Ne documentăm. Eu nu promit. Când nu știu cine e, atunci înseamnă că n-a ajuns încă la mine. Nu înseamnă că nu e bun.
Dar trebuie să acceptați ideea că trebuie să am un motiv să chem pe cineva. Bună seara, abia acum am remarcat că aveți emisiune, spune Lucian Ercel, vă ascult cu drag, mi-a plăcut mult lansarea de carte, mulțumim că ați transmis evenimentul. Aici e, pe de o parte, meritul Iuliei că a avut răbdare și să filmeze, pentru că noi am vrut să facem live streaming și Facebook-ul n-a fost drăguț cu noi. A fost amabil cu noi Silvan și gazdele, că ne-au lăsat să facem da. Acest lucru, așa că practic ați avut parte de o înregistrare cât se poate de ok cu întreaga lansare, care n-a durat mult, cred că a fost până în 30 de minute. Cam așa. Da? Da. În care a vorbit și George Arion, cel care l-a adus spre noi pe Silvan, a vorbit și a citit chiar Medea o părticică da. Din carte și doamna traducătoare a fost acolo. Deci un eveniment plăcut, care înțeleg că s-a și repetat după aceea și în varianta franceză la bibliotecă, la librăria franceză Chira Chiralina, așa că mă bucur că cineva a sesizat că noi am transmis, că n-au fost multe reacții și atunci acum avem o confirmare. În vara lui 1994 la Radio Vacanța făceau parte realizatori de la Radio România Actualități, cum ar fi Șerban Georgescu, Victor Spirache, Florin Silviu Ursulescu, Cristian Tudosiu și alții în vara lui 94. Nu știu, abar n-am. După 90 eu n-am mai avut treabă cu Radio Vacanța Mamaia, așa că nici nu ascultam, nici nu aveam o tangență. E posibil să fi fost oamenii din radio bucureștean detașați pe timp de vară la mare. Eu am prins perioada până în 85, când am fost și eu cu emisiuni de câte o jumătate de oră pe care le făceam la București, erau trimise cu mașina la Constanța și acolo difuzate, erau rubrici de 30 de minute în fiecare zi. Timp de o vară sau două am făcut mișcarea asta, dar fizic n-am fost pentru că n-aveam de ce, de odată ce eram la Costinești și atunci și după 90. Eu în 96 eram la Costinești, în 2000 eram, în 2001, așa că n-am avut posibilitatea să ascult sub nicio formă. Într-adevăr, în mod cert, cei pe care i-ai auzit acolo, Lucian Nicolae spune asta, dacă i-ai auzit, înseamnă că au fost acolo. Recunosc că nu dau share pentru că nu știu, că știu că nu am prieteni din lista mea care să asculte emisiunea la ora aia. Nici nu contează. Nici nu contează. Important e să apară ideea de share. Aia inspiră pe alții și pe alții, adică e o reacție în lanț. Nu are importanță că ea vor răspunde, că nu-ți dă nimeni socoteală dacă ascult sau nu ascult. Tu m-ai invitat și tu faci ce vrei cu invitația respectivă. E o invitație până la urmă. Majoritatea sunt de aici și nevorbitori de limbă română. Deci, repet, n-am zis să găsim explicații și soluții acolo unde nu contează, ci acolo unde contează. Ștefan Gili spune Tudor Gheorghe. Tocmai l-am dat acum da. Câteva zile, acum două ediții sau când. Da, 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 a fost recent. Am dat selecțiuni din mai multe ediții da. În care a fost Tudor Gheorghe. Deci, ori nu ne ascultați, ori nu contează, ori pur și simplu aveți niște nume pe care le vreți și cu asta basta. Adică nu vă interesează faptul că au fost acum o lună, acum o săptămână sau acum un an. Nicolae Constantin Munteanu nu cred că va accepta o invitație, din câte știu. Nece Munteanu, uite, îl notez. E un om pe care îl respect pentru ce făcea la vremea Europei Libere. Pormă am avut o mică hârjoneală cu el la Radio Total, dar asta nu contează. Și ai mai spus pe cineva, Corina Chiriac. Păi și Corina a fost. Da. A fost chiar fizic. Da, da, da. Recent. Da. Cred că în 2019. Cred. Nu? Cred că da. Corina Chiriac, eu notez și propunerea ta. Facem o listă din ce ați propus voi aici și o să vedem ce va ieși. Mai departe, Adrian Coman ne urmărește, Anda spune, a, ok, bine că mi-a explicat, o să dau de acum încolo, mulțumim. Deci, totul e să existe această disponibilitate ca noi să ajungem la mai multe persoane. Oricum e un paradox, pentru că așa cum voi ați primit o formă sau alta de notificare, da.
Acum aici sunteți 20 și ceva, aici nu știu cât sunteți, vreo 20. Deci, practic, stăm de vorbă acum cu 40 de persoane. E, așa cum stăm de vorbă cu 40 de persoane, am putea sta de vorbă cu 400. Sau cu 4.000. Ar fi același lucru. Da, dar pe urmă ți-ai strica puțin. Pentru că nu mai ai pus să mai Nu, am zis, vorbeam în teorie, nu n-a stricat nimic. Faptul că am stat de vorbă cu 400 de oameni nu s-a schimbat în rău nicio clipă. Ar fi vorba doar de comunicare. Diversitate de idei și mai multe păreri despre aceleași subiecte. Noi acum vorbim alandala despre diverse teme pentru că suntem puțini. Și acei puțini cunosc deja regulile casei. Dacă ar fi 400 de oameni, ar fi altă structură a emisiunii. Amintește-ți cum a fost cu Tony când a fost în direct și curgeau mesajele și pur și simplu nu mai vedeai nimic. Da, dacă mesajele nu... Eu nu vorbesc de mesaje numeric. Alea nu. Erau... 90% dintre ele n-aveau conținut, erau doar bună, te pupăm, păi te iubim. Păi cam așa e când sunt mulți. Păi da, dar nu, asta, de-aia nu mă interesează partea Știu. Asta. Deci nu numărul, conținutul. Dacă din 400 de oameni sunt 30-40 care au ceva de spus, e ok. Ceilalți pot spune bună seara, la revedere, bună seara, la revedere, până le iese până Singura problemă este că lista nu-i vezi. Pe aia care au ceva de spus. Deci nu e nicio problemă. Aia care au ceva de spus, până la urmă ajung să comunice și sunt convins că se poate face și asta. Deci eu nu pot să spun acum că trebuie să facem să fie cât mai puțin ca să putem să citim. Nu, în niciun caz, dar se modifică, cum ai zis, structura. Păi se modifică structura, da. Dar se diversifică. Rămân cu noi cei care sunt interesați și ne părăsesc cei care... Oh, păi ăla n-a citit ce am scris eu. Bun, m-am supărat, plec. Sanda Ladoș, și vă rog dacă se poate. Uite, notăm și pe Sanda Ladoș. Am și zis că trebuie să luăm legătura cu Sanda, nu? Da. Așa că e gând la gând, n-a mai fost de mult. Ok. Și poate invit și pe Liviu Tofan, Mihai Forsea, mare fan de Europa Liberă. Liviu Tofan a fost și el acolo, jurnaliști. Liviu Tofan a fost implicat și în... tot în Radio Total a fost și el. Da? Da. Așa acolo m-am intersectat și cu el. A fost o perioadă în care era Cornel Nistorescu și atunci au venit Nece Munteanu, Liviu Tofan, a fost și Turcescu acolo, eu când am plecat știu că era acolo. Vă spun rapid ce am văzut în ziarul de astăzi, pentru că mi s-au părut câteva subiecte interesante. Un batalion de ruși distrus la Makivska. Nu dau mare preț pe știrile de genul ăsta. Trupele ruse jefuiesc Hersonul înaintea bătăliei finale. Astea sunt grave. Militarii străini ținuți în frig în afară și fără mâncare la Cincu. E un articol care a fost atins puțin și la 2-3 televiziuni. Francezii sunt foarte supărați, se spune, că nu au condiții bune de cazare acolo, lângă Brașov. Da. Armata noastră și, mă rog, comunicatul de acolo spune că și-au asumat francezii să se ocupe de cazare și altele și altele și nu partea română. Acum nu știu care este adevărul adevărat, că dați-mi voie să am rețineri când îi auzim pe ai noștri cu scuze, dar și față de francezi. Baza de la Cincu a fost aleasă chiar de partea franceză, cel mai probabil pentru că este cel mai mare poligon militar din regiune. Opțiunea a fost luată cu toate că baza este cunoscută ca având unele probleme fiind în zonă montană, adică apă, căldură și toate astea, probleme. Și atunci ajunge să ne facem de baftă și în cadrul NATO, ceea ce nu e ok. Deci e un subiect care probabil că va reveni, probabil că va fi nevoie de lămuriri mai decente decât așa mici declarații. Ce se întâmplă în Statele Unite ne va afecta cu siguranță cât de curând, pentru că acolo se schimbă garda. Vot în SUA cu efecte în războiul din Ucraina, ce spun experții români. Mai era plafonarea prețurilor gazelor ar putea duce la un deficit de aprovizionare, deci încep acum reacțiile inverse. Normal. Le plafonăm, nu le plafonăm.
Dar să știți că dacă le plafonăm, o încurcăm. Și atunci nu le plafonăm. Și hai să vezi că așa va fi. Radicalii Budapestei, extremist politic maghiar, amenințări cu moartea pe teritoriul României, este cazul acela pe care l-a semnalat o jurnalistă de la Radio România, de la Târgu Mureș, care a fost amenințată și oribil s-a exprimat băiatul ăla. Culmea este că am înțeles că de data asta n-a mai intervenit domnul Astaloș. În schimb, l-am auzit astăzi pe Becali, care l-a luat la mișto pe domnul de la discriminare. Oribil a vorbit despre el și cu bășcălie și la nume, ironiza numele. Și Duduia din studio, fata aia cu ochii mari, Ioana Cosma, nu l-a taxat. Adică, mă, ăla are funcție de ministru. Îl inviți într-o emisiune pe unul care proferează idei șovine pe un post de televiziune și tu nu spui nimic. Eu sper că CNA-ul să se trezească din când în când și la situații de asta. De asemenea, vaccinul bivalent puternic precum un booster, piste pentru, asta o să-ți placă, piste pentru biciclete în sate care n-au drumuri asfaltate. Mamut, e clar. Bă, n-au drumuri asfaltate, dau piste pentru biciclete. Investițiile se fac prin PNRR. Hai mă, păi de asta e bătaie de joc. Nu, dar de ce zici? Că uite, de exemplu, mai multe sate izolate din județul Hunedoara, cu drumuri rudimentare, vor avea piste moderne, ultimul răcnet, pentru biciclete. Adică ei nu pun asfalt, dar fac o pistă biciclete. Ce mă stă mintea loc. Nu, de ce zici? Pentru că, uite, pe Via Transilvanica poți să mergi doar cu bicicleta ca mijloc de transport și sunt amenajate, nu piste de-astea, nu e asfalt, dar e terenul și ți se spune că e accidentat, dar e pista de biciclete. Aia am să înțeles. Să le fac așa, nu să toarne asfalt. Păi ăștia, pentru că vin bani de la redresare și reziliență, ei vor băga bani acolo și o să fie noroi pe parte și bicicletele vor merge pe asfalt nu lucios, frumos. Penibil. E oribil. Medicul care și-a ținut tatăl internat 927 de zile pe banii statului a fost demis. Dom'le, eu zic să-i ia banii, nu să-l demită. Deci ăsta și-a tot internat tatăl în diverse secții ale spitalului până când și-a rezolvat problema cu cazarea, că altceva nu e. Încă un subiect care e grav și care se petrece sub ochii noștri, pacienții din Cluj, care sunt posibili pentru un transplant, nu vor avea unde să se ducă pentru că Ministerul Sănătății acuză că autoritățile locale nu vor să asigure un sediu nou pentru Institutul de Transplant din Cluj, găzduit acum de un pod, într-un pod de clădire neadecvat, dar la rândul său a refuzat să transfere instituția în administrarea Consiliului Județean pentru un proiect unic în Europa de Sud-Est. Deci, singurul loc unde se fac transplanturi, și știi că s-au făcut discuții cu transplanturi pe pile, pe relații, pe nu știu ce, nici pe ăsta nu vor să-l facă ca lume. În schimb, domnul Boc are disponibilitate pentru cel mai scump parc din România, la Cluj, 24,5 milioane de euro pentru 1,2 hectare. Facem parc. Deci, aici mor parcurile, ăia fac parcuri noi. Deci, suntem în țări paralele. Și mai este una, tentativă de omor în stil mafiot în Caraș Severin, 3 polițiști implicați în faptă. Deci, o ducem din ce în ce mai bine. O, da. Cristina Neagu de nerecunoscut, deci vezi că spune așa, și într-adevăr partea pozitivă a echipei a fost prezența acestei domnișoare, doamnă de fapt, Sorina Grozav, fostă târcă, 23 de ani, fiica Marianei Târcă și care este super talentată, subțirică fiind așa cum e ea, are o tehnică foarte bună, e adevărat că nu se poate lupta cu giganții din diverse echipe adverse, dar știe handbal, ceea ce contează foarte mult. L-aș vrea pe Kempes, uite, încă un nume, deci deja am făcut jumătate de listă, nu? Poftim. Kempes. Și tu ziceai că nu.
Păi da, 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 că i-am provocat, că altfel nu spuneau nimic. Aș vrea pe Kempes, dar sigur, singur cred că e mai greu. Poate împreună cu Resident X când vor scoate albumul nou. Lala, ai anticipat răspunsul. Din câte știu, Kempes a fost în ultima vreme de 2 ori, da. Și n-a stat mai mult de o oră. Deci noi am încercat. Atât a făcut, atât s-a putut. Eu am puțin prieteni români, sunt 80% fan Morrissey din lume, dar dau share pentru că e important la cifre. Patricia, asta am și spus, repet, nu la cei care dați m-am referit, ci cei la care nu dau. Ca să nu tot repetăm că da, eu dau, eu fac. Eu l-aș vrea pe Kempes, am lămurit. Eu am să întreb întâi persoana care poate fi interesant să fie telefonic la o emisiune de vlog și o să-ți transmit în cazul că vrea. Întâi persoana. Probabil că s-a gândit la cineva anume. Probabil. Nu știu la cine. Eu îl propun pe Temișan și vine comentariu și mie mi-a plăcut Temișan când a fost la vlog, deci vrem repetiri. Deci hai să ne lămurim. Acum vorbim de vlog sau vorbim de emisiune? Cred că vorbim și de una și de alta. Vorbim la grămadă. Unde se poate. Da. Bun. Vorbim amestecat. Ok. Deci asta era ideea, că ați început să propuneți, ceea ce mă bucură. I-am notat pe toți, facem listă. Pe măsură ce lista e mai mare o și publicăm. În zona muzicală mi-ar plăcea să aud ce mai face Artanu. Cu Artanu am o mare problemă, eu l-am tot invitat, nu s-a legat niciodată și probabil că nu se va lega nici de acum încolo, dar am notat și pe Artanu. Un alt invitat pe care l-aș dori ar fi Norzeatic, aka Vexatu. Sorry, habar n-am. Ce nu știu, nu pot invita. Vă rog să vă gândiți la aspectul ăsta. Ca eu să ajung să stau de vorbă și nu stau 5 minute cum stau alții, ci stau o oră sau două, uneori și trei, trebuie să am o formă de comunicare. Cum să comunic cu unul care nici nu știu, Norzeatic, aka Vexatu Vex. Ca să nu zic un cuvânt în engleză. Deci, oameni buni, nu la bășcălie, că dacă vreți la bășcălie, vă zic și eu câte una și o să ziceți că v-am supărat. Deci, vorbeam serios. Nu pot să chem oameni cu care n-am nicio tangență. Dacă eu n-am difuzat vreodată, nici nu știu dacă e din muzică sau din cultură sau din meditație transcendentală, habar n-am din ce e, dar eu n-am auzit de el. Dacă n-am auzit, n-am cum să iau legătura cu respectivul. Nu se mai știe nimic de el de mai bine de 10 ani. Eu nu știu nimic despre el de 150 de ani. Deci, cred că îți dai seama cât de bine suntem informați. Pe Sir Blues Răcilă vă rog să-l invitați. Sir Blues Răcilă, am avut telefonic interviu, dar îl mai scriu odată. Și el o să accepte telefonic cu siguranță, pentru că Vali e un om cât se poate de deschis și un comunicator foarte bun, dacă va dori. Da, a fost Lucia și de aceea eram curios. Uite, vezi că a recunoscut în sfârșit. Da. Da, nu știu pe ce loc a ieșit. Dacă o să am timp, o să caut și o să-ți comunic. Deci Liviu Tofan am notat, pe Blues l-am notat, a fost Lucia, am notat, am văzut încă vreo 10 episoade din serialul pe care eu îl urmăresc cu cei 100. Și la Manifest te-ai uitat? M-am uitat doar la primul episod, în schimb am văzut filmul Closer, care a fost dat cu titlul Ispita, e din 2004, și este cu Julia Roberts într-un rol, cu Natalie Portman în celălalt rol și cu Jude Law și Clive Owen, adică două perechi atractive și ca actor și ca aspect. Niște încrucișări de perechi care se part și se despart. M-aș bucura să-l vedeți, chiar că dacă e din 2004, pentru că e interesant de văzut cum e percepută relația bărbat-femeie în contextul acelui film. Eu am luat o inițiativă, spune Adrian Coman, fiind parte din fanclubul Nick Cave, i-am scris și i-am solicitat un interviu. Dacă acceptă, ai fi de acord să-l faci? Sigur că da. Totul e să accepte și să avem cum și când. Ștefan Bogdan zice, pentru propuneri, Lucia Dumitrescu și Octavian Teodorescu.
De unde să iau, mă, pe Octavian Todorescu? Lucia, tocmai vorbirăm că a fost. Și n-a fost doar atunci, în 2013. Da. Deci Lucia Dumitrescu a fost și mai recent, din câte știu eu, nu? Bineînțeles. Adică... A fost de câteva ori. Nu, dar a fost destul de recent. Da, da, da. Adică atunci înainte cred că a fost pandemie. Prima dată. Da. Poftim? În 2013 cred că a fost prima dată. Așa, după aia după înainte de pandemie, Lucia a fost în studio. Iar pe Octav, habar n-am în ce țară, în ce lume trăiește, n-am avut niciun semn de la el de nicio formă. Dacă toți sunteți așa doritori, dați-ne și nouă un semn că oamenii sunt abordabili, că îi găsim undeva. Uite, faceți cum a făcut Adrian, luați inițiativă, păi, căutați. Asta înseamnă inițiativă. Vorbești cu artistul Daniela Nanenkov, pe care am uitat să o menționez. Păi a spus-o altcineva mai devreme. Lavinia o propune și pe Maria Buză. Și Maria Buză a fost, dar putem încerca să o rechemăm. Infirmiera cea nouă, l-ați văzut? N-am văzut. N-am văzut. Eu cred că voi intra în modulul filme slabe de Crăciun. O să fac maraton pe Netflix. Dom'le, eu zic că nici n-are rost să pierzi timpul cu Netflix-ul, că pe Diva le găsești non-stop. Deci eu intru pe Diva și văd un film, două filme, trei filme, tot timpul zâmbetele alea largi și albe, cu rujurile alea intense, cu fețele luminoase și bineînțeles că el vine într-o localitate mică, are o funcție, are o soție de care s-a despărțit, ea vine dintr-o altă familie, n-are funcție, dar s-a despărțit și ea și ei se iubesc până la urmă împreună, până la adânci bătrâneți, toate sunt la fel. Dar acolo la Diva le găsiți de acum și că n-are rost să stai până la Crăciun. Păi stai că am început să le dea drumul și pe Netflix. Păi tot alea sunt. M-am speriat, n-am văzut magazinele că au început să atârne. Aia era de așteptat. Păi da, da, totuși e 7 păi, noiembrie. 7 noiembrie. Mâine e Sfântul da. Și Sfântul. La ruși era sărbătoarea asta, 7 noiembrie. Pe Netflix nu sunt atât de slabe filmele ca pe Diva. Dom'le, dacă zici, 2007 a fost prima dată pe 1 septembrie. Uite, Bogdan știe și când a fost prima dată. Păi și spune-ne acum, că dacă tot ești în temă, când a fost ultima oară? Păi. E mai simplu așa. Deci a fost și în 2007, a fost și în 2013 și când a fost ultima oară. Și, și ce-a mai făcut? Aia e. Pentru că pentru a invita un artist tânăr, care între timp a făcut facultatea, a terminat psihologia, dacă nu mă înșel, și care chiar se ocupă de domeniul de care a absolvit, ce facem? Despre ce facem? Muzică, facultate, facem numere, adică chemăm un artist de 20 de ori. De exemplu, eu sunt dispus să-l chem pe unul cum este Alexandru Andrieș de 30 de ori, pentru că el a scos 30 de albume. Acolo se justifică. Chiar dacă știu tot ce spune și tot ce face, de fiecare dată se justifică. Ceea ce o să și fac. De când va face ceva nou, vom invita. De altfel, el a fost primul nostru invitat la Psihologul Muzical. Și din acest motiv o să ne străduim să-l avem și la ediția 1050. Ne străduim. Nu știu. Dacă nu vine fizic, telefonic, mai mult ca sigur că va accepta. Eu l-am început maratonul pentru prima dată în cazul meu la atâtea deprimări. Lavinia, zice. Eu am primit 3 luni gratis la Apple TV să văd ce filme voi găsi și am să vă spun. Mulțumim, Monica. Acum sunt... mai avem și Apple TV. Da, asta ne mai lipsea. Dar oricum, spune-ne că filmele nu sunt legate cu lanțuri de... Eu vreau să știu când începe Stăpânul Inelelor. Asta mă interesează. Bine, tu poți să stai, te așezi la coadă și aștepți. Bogdan Suciu a mulțumit. Mary spune Iuliana Tudor. Iuliana Tudor a fost și ea în studio. Nu știu anul acum, dar dacă vreți, intrați pe site. Apropo, ca să vă fie mai ușor, nu? Noi avem pe site toate edițiile, lista tuturor da, edițiilor da. Din 2002 până în prezent. Da. Ca să nu vă mai chinui cu răspunsul, dar cred că a fost sau nu știu ce, mai bine vă uitați acolo și acolo sunt
listele cu toți cei care au fost la noi în emisiune. Unii poate n-au fost deloc și atunci a meritat atenție, alții mai puțin. Deci Iuliana Tudor, cea care realizează emisiune folclorică, a fost în studio, am vorbit despre, sigur, domeniul de care se ocupă ea acum, n-are nicio legătură cu ce fac eu. Dar am vorbit despre televiziune. Am vorbit despre televiziune, e un om foarte deschis, foarte simpatic, foarte plăcut. Nu cred că am mai avea ce discuta în contextul în care ea face exact ce făcea și atunci. Ba mai puțin, mai restrictiv, face emisiunea asta cu, cum zice, Odată în viață, care e pe folclor. Da. Nu se pupă cu ce facem noi. Andrei, ai plan de revelion deja? N-am. N-am deja și nu știu dacă o să am. Probabil că o să fim pe 31, o să stăm aici, cum am mai făcut odată, nu? Da. Adică, dacă n-avem alte porniri și eu din principiu nu am de ce să am, atunci asta facem. Și cum repetiția e mama învățăturii, dau aceleași filme, spune Veronica. Din păcate, da. Din păcate la capitolul filme de Crăciun, aș îndrăzni să spun și muzici de Crăciun, foarte rar o să zici că a apărut ceva. Adică din 100 de cântece care apar în perioada asta pre-Revelion, pre-Crăciun, cred că dacă sunt două noi, restul sunt cover la cover la cover la cover. Adică, nu știu de ce, nu mai sunt oameni inspirați. O să vreau să văd filmul care apare pe 17 noiembrie, care este de Crăciun, pe Netflix, și este cu actrița care a jucat-o pe Ela Lopez în Lucifer. Da. S-ar putea să fie interesant. Care o să fie... Pentru Ela Lopez merită să facem un efort. O să fie amuzant. Da. Ștefan Bogdan Lucian refuză să-mi dea un răspuns. Cred că nu știe. Păi cum să nu știe? Dacă știe că a fost în 2013, că a fost în 2017 și nu știe când a fost acum? Da. Ștefan Bogdan, fii corect până la capăt. Faptul că îmi spui ceea ce am spus puțin mai devreme, că e axată pe psihologie și are un cabinet în municipiul Buzău, e un lucru pe care îl știu pentru că l-a spus și în emisiune. Dar fii corect și spune-ne când a fost, ca să vadă lumea că ești un fan adevărat, că așa dai jumate de informație și restul n-ai spus. Așadar, la filme de dragoste și de Crăciun o să avem parte de toate. Cei care vreți action, ăsta cu cei 100, să știți că are action din plin, se taie la capete părupte, se împușcă, adică se folosesc arme din toate epocile, pentru că vă dați seama că e ceva care se întâmplă în 2100, 2200, dacă nu chiar mai mult, după bomba atomică, și ce a mai rămas pe pământ, se constată că au rămas multe pe pământ, dar oamenii s-au întors la arcuri, la săgeți, la otrăvuri, la astea, și unii au arme din epoca modernă. Deci pregătirea mea de ninja este perfectă pentru ce va fi după ce aruncă ăla cu bombița, da? Minunat. Deci, Iuliana, o să fac o emisiune de talente unde concurenții o să cânte melodii din mai multe genuri muzicale, spune doamna Mary. Deci, am înțeles, când se apucă să facă, atunci o acostăm, exact. O abordăm și o încercăm, dacă va accepta să vină pentru altă emisiune, dar nu pentru asta cu folclorul, pentru că asta nu e pe teritoriul meu și n-are rost să tot vorbim despre o emisiune pe care o știe toată lumea. Și pentru ce spune Lala, că îmi răspunde că cel mai probabil în toamna viitoare și Inelele și Dragonii, nu accept. Bine, nu accept, îți dai demisia. Absolut. Îți dai demisia de telespectator. Exact. Foarte bine. Deci, dar Patricia, tu ai program de Revelion, ca să știu cum discut cu părinții, să-i rog să te lase să stai cu noi. Că a pus o întrebare, dar ea n-a spus nimic. Infirmiera cea bună se bazează pe un caz real. Asta scrie Manuela. Ne spui, te rog, titlul original la ce? Asta la infirmiera cea bună? Să le spună Manuela. Păi nu mie îmi cere, cred că îi cere ei. Nu știu dacă are titlul original, trebuie să intri pe Google și îți dă imediat. Dora Gaitanovici e faină și are cântece
și colaborări interesante, da, uite, un nume pe care noi l-am uitat, pentru că apare foarte rar sau deloc, Dora Gaetanović, chiar e o domnișoară care merită abordată. Gaetanović, da. Sunt două variante. Dacă vreți să supun votului listele pe care le generați voi acum, sau să ținem cont de tot ce ați propus, să încercăm să abordăm pe cine considerăm că merită, acolo unde v-am spus că nu se poate, nu se poate, asta clar, și să renunțăm la ideea de vot. Asta putem să facem. Din celălalt punct de vedere, al faptelor consumate, adică a emisiunilor difuzate, pe noi ne-ar interesa dacă voi ați fi dispuși să participați la un sondaj cu cele 52 de ediții din 2020, de exemplu, sau 2021, sau 2022, pentru că în 2022 cam 3 sferturi sunt cu noutăți. Da. Dar e adevărat că în fiecare ediție din anii ăștia, pandemici și imediat post-pandemici, am inclus selecții din arhivă. Pe noi ne-ar bucura ca voi să apreciați pachetul, pentru că arhivă nu înseamnă că am luat o ediție cum era ea și am pus-o aici și la revedere, dăm drum. Sunt scoase părți, sunt eliminate componente, sunt scoase ore întregi, adică dacă o emisiune a avut inițial 4 ore și acum are o oră sau două, vă dați seama că nu e alandala, adică Iulia a muncit la ele și atunci noi, ca să le facem altceva, vă oferim acest pachet în care aveți by request, aveți un top, aveți noutăți, aveți o deschidere, o închidere și un miez de arhivă. Dacă sunteți de acord, atunci noi publicăm tot ce am dat noi în anul 2021, încercăm cu asta și cu atât mai mult ne-ar interesa 2022, care din punct de vedere al noutăților a fost mai bogat. The Good Nurse este titlu. Andrei, îți mulțumesc pentru repostarea interviului lui Peter Hamill, cred că el ar accepta un nou interviu. Who knows? Nu știu dacă acceptă. Adevărul e că n-am mai încercat cu străini. Da. Chiar aici în UK, spune Mirela, radiourile comerciale dau aceleași și aceleași melodii de Crăciun. Anul trecut a fost Mariah Carey, pe aici, iar la radio s-a auzit până la disperare. Păi cum anul trecut? Eu aud asta de 10 ani. Ce de 10 ani? Că eu ca așa am impresia ani. Că m-am născut cu asta. Da, tu fiind mai, vrei să te dai mai tânără. Bine, deci All I Want for Christmas is You, într-adevăr. Și Last Christmas cu George Michael. Da. Eu pe astea deja le ocolesc, chiar dacă știu că lumea le cere, din același motiv pe care l-ai invocat și dar tu. Dar n-am mai întâlnit oameni care să ceară. Eu n-am întâlnit. De cerut nu mai cere nimeni, dar se dă. Așa, asta am reținut cu Iuliana, mulțumim Mary pentru propunere. Deci, repet, nu e nevoie numai în timp ce stăm de vorbă să faceți propuneri, puteți să faceți propuneri și când nu suntem aici, adică nu suntem în live, pentru că pe mine mă interesează. Eu le-am notat pe toate, le facem o listă, mai adăugăm la ele câte ceva din ce ați propus cu alte ocazii și încercăm. Acolo unde constatăm că interesul persoanelor respective e mai mic față de acceptare, vă anunț, vă spun, domne, am încercat, nu s-a putut. Așa, doar să ne propunem una alta, hai să facem propuneri, nu ne ajută. Dacă a fost un artist la noi acum un an sau doi și n-are un album nou, n-are un eveniment, doar așa pentru de dragul cifrelor, nu. Acolo chiar nu-i de interes. Pot să mai cer pentru că sunt date oricum pe toate posturile. Nu știu ce. Nu se mai cer pentru că oricum sunt date pe toate posturile. Da, 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 da. Păi asta am și spus, că nu s-a pus problema cântece de Crăciun. Noi am făcut cel puțin o dată sau nu de două ori, de trei ori, top sentimental cu sondaj. Am îmbogățit lista, am adăugat, găsiți la noi playlist, intrați pe YouTube și găsiți acolo peste 200 de cântece de Crăciun. Nici nu trebuie să mai umblați după ele, le găsiți de-a gata. De asemenea, trebuie să vă spun că peste o săptămână se încheie partea cu iertările și o să trecem la altă secțiune. Poate îmi spune Iulia
cu ce continuăm. Păi încă n-am ales cu ce continuăm. Păi mai avem grămadă... Ne-a dat Lala câteva chei. Avem deja formate playlist-uri. Da, pe asta zic. Ne-a dat deja câteva chei. Ale ei erau cu Promisiuni singură, Alien, Help și cu respirație, cu breath. Mai aveam cu câinii, care da, era făcut deja. Top Smile s-a terminat și urma să se facă un top cu Gelozie. Da, este deja acolo început. Și celelalte vor veni pe măsură ce le epuizăm pe acestea. Mă bucur că acolo lucrurile decurg altfel, adică am ajuns la 5.000, 6.000, 7.000 de votanți, de asta și spun că ceva e în neregulă cu noi. Nu neapărat cu noi, ci cu felul în care... Dacă noi ajungem la 7.000 de votanți unici, de ce nu avem măcar 200 de oameni când stăm de vorbă cu ei? Explică-mă. Pot să-ți explic. Hai, pentru spune. Pentru că aceste topuri, link-ul ăla, ajunge în diverse grupuri. Circulă în diverse, da. Care nu sunt de români. Și de români. Care... Unele nu sunt de români, Iulian, dar sunt într-adevăr pasionați. Ăsta care a fost acum are jumate din muzică e românească. Bun, ok, dar nu e ăsta... Păi da, explicăm la ce pot să înțeleg, nu la ce nu înțeleg. La majoritatea grupurilor sunt cu pasionați, într-adevăr, da, de muzici diverse. Da, și dacă ajung la ei... că este foarte diversă lista, își găsesc acolo okay, preferințe. Ok, dar 10 din aia 8.000 pot intra să vadă, bă, da, să văd de la unde, de la cine vine. Pe lângă faptul că ăsta ultim este cu foarte multă muzică românească. Da, 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 bun. Deci, aici jumate este muzică românească. De altfel, în ediția de vinerea viitoare o să auziți din nou un top nonconformist cu ce s-a votat, dar n-a intrat în top 10. Am înțeles că v-au plăcut cele cu zâmbete. E bine, am mai găsit câteva care mi s-au părut nedrept omise și o să le punem și pe ele. Așa, îți dorești să mergi la concertul Hollywood Vampires? E pe lista ta de dorințe pentru anul viitor? Pe lista mea e. Pe lista Iuliei este? Probabil că o să... Tu ai fost? Ai fost la... sigur că am fost. Ai fost. Am fost. Nu mai știam. Am fost. Nu, n-am fost prea încântat pentru că nici n-a fost sunetul bun, distanța era măricică, n-am prea înțeles ce cânta Deb, ce cânta ăla, n-am impresii foarte bune după concertul ăla, dar poate că de data asta o să fie bune. Era acolo pe platoul ăla din spate de acolo. Da, de la, în spate. Deloc inspirat locul. Ne salută și Mircea Vișan. Cred că ați invitat și ascultători fideli, adică nu cred că este sigur. Ștefan Gili, mai spun o dată. Am invitat la fiecare cifră rotundă. Deci de la 50 la 100, la 150, la 200 și la semirotunde, la 75. O vreme oamenii s-au arătat entuziaști. De la o vreme s-a tăiat. Nu mai invit pe nimeni pentru că dacă eu am spus o dată de două ori și de trei ori și în emisiune și aici, cine își dorește să fie în emisiunea de la 1050 în studio, n-a răspuns absolut nimeni, n-are sens să forțăm lucrurile. Lumea nu mai are această disponibilitate. Sigur, puteți să-mi spuneți și cum am și anticipat și v-am răspuns și la asta, chiar dacă nu mi-ați spus. Ar fi fost frumos să avem posibilitatea financiară, să asigurăm transport pentru cei care ar veni, să îi rugăm să vină și să doarmă nu știu unde, să îi cazăm la un hotel, ce știu eu. N-am făcut asta. E printre noi aici domnișoara Lavinia. Da. E printre noi încă, mai sunt și alții care sunt din cei vechi, care au fost în studio. Emilia. Cine mai era? Care au fost în Lavinia studio. Lavinia de la Brașov. Lavinia Zărnescu, da. Mă urmărește. Deci mai sunt oameni care au fost în studio, care au venit de drag, cum e și Nicu Turcu, ca să nu-l uităm, și care
au fost și a doua oară, unii au fost și a treia oară, dar problema nu era ca să ne adunăm cu aceiași oameni. Din potrivă, eu am crezut că o să ne putem aduna de fiecare dată, la fiecare 25-50 de ediții, cu alți 4-5 oameni care să vadă viața de studio, care să devină ei partea emisiunii comunicând cu cei de acasă. Eu, dacă mi se oferea chestia asta ca soluție de sărbătoare, eu aș fi mers la oriunde ar fi fost. Constat că nu e așa, că oamenii nu mai au mirajul ăsta, nu mai există. Bă, l-am văzut la televizor. Dom'le, chestiunea nu e să mă vedeți pe mine, să fiți voi acolo, în studio, să vii cu lista ta, o parte din lista aia s-a și difuzat la fiecare, poate n-am dat toate piesele, dar am și făcut un calcul, cam 4-5 piese de om, de la 5 invitați, se puteau da. Ce, te-ai uitat să vezi dacă a început meciul? Da. Nu, încă n-a început și terminăm imediat ca să putem să ne concentrăm la handbal. Eu mă concentrez deja. Da, foarte bine, dar să ne concentrăm toți, nu numai tu. Asta era ideea, așa că faptul că tu îmi spui că au fost ediții, da, au fost. Eu vin la ediția 3500. Mircea, ești binevenit. Sunt convins că o să se schimbe clădirea până atunci. Adică o să fie o clădire mai robustă. Eu vineri merg să văd Cargo, spune Mircea Vișan, și dacă mi-amintesc eu bine, ai promis că o să ne povestești cum da, a fost. Da. Anda Mihailaescu, Mirabela și Angela nu au putut să intre prin telefon nici de ziua lor. Deci aveți o misiune foarte grea, cred, în fiecare săptămână. Oricum, eu apreciez în fiecare invitat pe care l-am ascultat, au fost numai surprize pentru mine plăcute. Iată, o abordare frumoasă și îți mulțumim, Anda, pentru felul în care privești problema. Da, ăsta e adevărul. Sunt situații în care artiștii nici de ziua lor nu reacționează. Ce poți să faci? Să conving pe Mirabela să vină când ea a zis că, păi ce, am în invitat. Altă zi, da, am în invitat. Altă ediție. Da, în altă ediție. O să mai discutăm în altă ediție. Au avut parte de ore întregi din arhivă. Au știut că dacă nu intră prin telefon, sunt câștigate ca timp de emisie. Da. Angela și Mirabela. Da, 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 da. Bun. Reacția Patriciei e una plină de ironie fină. Eu aș vrea să ajung anul viitor la Bruce Dickinson, The Music of John Lord and Deep Purple. Am vrut să-i văd pe La Dior anul trecut și nu am ajuns, poate reușesc la București. Da, asta e un concert care e cam în vară. Da, da, da. Da? Sigur, asta ar fi o ocazie bună. Pentru Bruce Dickinson, da, și eu aș vrea. Așa. Deci vedeți că sunt evenimente la care se poate veni. Dacă sunt evenimente la care se poate veni, dați-mi voie să consider că odată la 40, 50, 20, 100 de ediții se poate veni și la radio. Așa că dacă un eveniment ca ăsta la care vii deplasându-te, și nu mă refer doar la Lala, la orice om care vine să vadă un concert, nu poți să mergi și la un studio să stai acolo 3 ore, 2 ore, oricum le asculți, așa spuneți, dacă minte cineva, asta e, mă simt plăcădit. Dar până una alta, oricum spuneți că le ascultați, păi de ce să nu le ascultați din interior și să fiți voi cei care transmiteți către casă. Dar, repet, nu mai insist pentru că e un subiect de la care mi-am luat gândul. Așa că, nu știu dacă prind eu 1100, dar 1050 sigur îl prindem și ăsta e peste 2 săptămâni. Așa că asta e conjunctura. Au fost oameni în studio, unii dintre ei, iată că au rămas fideli. Iulia este una dintre persoanele care a fost în studio și care nu s-a mai mișcat de acolo. Eu acolo o găsesc tot timpul. Și Iulia a fost în studio. Uite, vezi? Am anticipat. Da. N-am știut că o să scrie asta, mică. Da. Tu, da, ții minte, ai fost de 2 ori. O singură dată, în 2006. 2006. Da. Și? Înainte să mă mut aici, în București. Și dar ai venit de acolo. Da, da, da. Am venit de la Moreni și Ioana Matveev de la Botoșan, păi, și Ana Maria Gomboș, nu mai știu de unde a venit. Ea era din București. Nu cred, nu stătea nici încă în București. Nu mai stătea în București? Cred că la Râmnic era. Deci vedeți, asta era, trebuia să spui asta. Da. Și bine că ți-ai amintit de tine.
De mine. Da, că erau invitate care au venit din diverse colțuri ale țării, n-au avut problema asta ca aoleu, unde mă duc, ce fac. Au stat de la ora 12 până la 5, au plecat, nu știu unde au plecat. Practic n-am plecat nicăieri, ne-am dus la un McDonald's, am mâncat, am stat acolo, n-am dormit deloc. La gară. Și pe urmă am plecat la gare, da. Poftim. Deci se poate. De-aia am motive să cred că ceva se întâmplă în relația noastră cu cei de acasă, pentru că dacă fetele au putut să facă asta acum 15 ani, nu înțeleg ce s-a rupt de nu mai se poate face acum. Facem o povestire frumoasă, oricum mă simt aiurea, nu am reușit să văd Cargo în România, o să-i văd în Statele Unite. Bravo, Mircea, îți dorim ție sănătate și rezistență la concert, transmite-le urările noastre de bine. Am revăzut recent Trois Couleurs al lui Kieslowski, nemaipomenit de câte ori îl văd, îl revăd, descoper câte ceva. Ascult de ceva vreme The War of Drugs, sunt tari de tot, spune Lucian. Stai, da, asta așa se scrie, Trois Couleurs cu U, nu cred. Cred că e vorba de culori, nu? Cred că da. Atunci e cu OU. Da, în sfârșit, să zicem că nu asta era problema, m-am gândit că am citit eu greșit. Deci filmul Trei Culori, asta, la asta s-a referit, și trupa The War of Drugs, care într-adevăr sună bine. Where there is a will, there is way. Poftim. Este vorba în engleză, eu aș veni dacă aș putea. Da, când e dorință, atunci există și căi. Corect spus. Anda, inițial m-am consumat pentru că la un moment dat aveam impresia la începuturi că o să fie și că într-adevăr au și fost, erau 10 oameni pe listă. Alegeai. Și alegeam 5, am ales o dată și m-am trezit cu un copil din alegerea aia. Așa că nu mi-am mai permis. Nu mi-am mai permis să fac alegeri, așa că am zis cine vrea să vină, să vină. Oamenii nu vor, probabil că din aceeași cauză. Și bă, dacă mă duc acolo, cine știe ce pățesc, și atunci vă înțeleg. La ediția 1100 promit că o să merg și eu, bineînțeles, dacă mai vin și alții. Manuela, nu promitem nimic pentru 1100, trebuie să fim în viață și sănătoși până atunci. Asta e esențial. Voi o să fiți cu siguranță. Deci, fără să ne alintăm, sunt niște realități pe care trebuie să le calculăm cinstit. O ediție care e peste 2 săptămâni o pot anticipa, una care e peste 1 an sau 2 ani nu o pot anticipa. Deci eu nu fac planuri de genul ăsta pentru avans de 2 ani, pentru că ar fi stupid. O trilogie, spune prietenul Lucian Ercel, scuze pentru greșelile de redactare, vă urmăresc de pe telefon. Nicio problemă, doar că e bine că ne-ai lămurit. Deci, Bogdan Suciu spune, sper ca prietenii noștri să vină în studio. Tu poți să speri, dar ei au rămas pe locul lor. Ei, voi, toți, că nu vorbim la, nu suntem impersonal. Nu a fost nicio propunere de venire nouă în studio. În 2014 a fost cel mai recent, Lucia, pe 5-7 împreună cu Olga Bălan. Înseamnă că de atunci n-am mai scos niciun album, n-am mai făcut nimic. 2014 mă doresc. Nu cred. Ba da, dacă asta e. Dar înseamnă că n-am mai lansat, dar are un singur album, ăla pe care l-a prezentat. A, da, asta știu, asta știu. Păi nu, dar a zis că a fost în 2007, a fost în 2013 și a fost și în 2014. Da. Deci a fost de 3 ori cu un singur produs. E deja... A fost încă de pe vremea când n-avea niciun produs. Exact. Pentru că la vremea respectivă era o tânără foarte talentată, chiar mi-amintesc că mi-a recomandat-o și Bebe Fugaru și alți oameni din domeniu și au zis că e o voce deosebită și chiar este o voce deosebită, dar care, vedeți, s-a așezat în altă zonă a existenței și se ocupă de psihologie, ceea ce nu e rău. Da. Dar rămâne o voce foarte bună, fără discuții. Mircea zice că aș veni în not, dar mi-a expirat pașaportul. Asta este. Gluma e glumă, realitatea e realitate, nu vine nimeni, eu n-am nicio problemă. Noi vom fi acolo, voi veți fi acasă, fiecare după disponibilitate,
Ediția 1050 este peste cât? Două săptămâni sau cât are? Cam așa, da. Poftim? Exact. Hai să vedem imediat, că vă spun imediat cum e. Pe 26. Pe 26 noiembrie ediția respectivă. Cea din 12, adică de săptămâna viitoare, v-am spus că va avea un material de arhivă și restul încă nu știm. Depinde cum cum rezolvă doctorașii. Apoi o să avem ediția din 19 cu invitat și 1050, unde mai mult ca sigur, îndrăznesc să spun, pentru că știu cu cine am de-a face, vom sta de vorbă prin telefon cu domnul Andrieș, care a fost la prima, iată că vine, acceptă să fie la distanță, pentru că stă la Sibiu, după cum bine știți, să accepte să stea de vorbă cu noi, măcar în prima oră, după care sărbătorim împreună. Nu e o nenorocire, spuneam, dar era o bucurie dacă era. Deci asta trebuie să înțelegeți, că nu am făcut din asta un scop. Dom'le, vin oamenii. Veneau și în 1991-92. Am avut ascultători în studio când eram cu Lucica. Erau celebri prieteni ai noștri de la Brașov. Au venit alții care au vrut, ei se cereau să vină. Da. Făceau efort să vină la București. Stăteau cu noi până la 3-4 dimineața, nu dura până la 5. Pormă, am mândria să spun că au venit niște doamne care aveau 80 și ceva de ani. Ții minte? Da. Ai ascultat, da. Că nu le-ai văzut. Dar avem fotografii. Niște cu Măruță. Da. Când a fost Măruță, era o doamnă care avea aproape 100 de ani și care a venit să fie în studio. Deci gândiți-vă că, acum începe meciul, că aceste lucruri nu pot fi uitate și nici nu trebuie să le uităm, dimpotrivă. Se intonează imnul pe acest fundal minunat, ne luăm rămas bun, ținem pumnii fetelor și cu voi ne întâlnim probabil vineri seara, într-o formă sau alta, ori de acasă, ori de acolo, depinde de cum iese treaba și vă informăm probabil la sfârșit de săptămână, sâmbătă, duminică, de ce mai nou și ce mai merită discutat. Seară bună tuturor, să vă meargă bine, să fie o săptămână bogată și mulțumim că ați fost cu noi!